Azi avem un E-Class din 2019 sau 2020, vom afla de la proprietar. 3000 diesel, V6, 252 de cai. Imediat vedem ce știe mașina asta. Proprietarul numai ce-a luat-o, deci am înțeles, undeva la 38.000. Să nu-i dai drumul la muzică. Nu, eu pe muzică. Aveți drumul. Ecrane. Tata a zis trădător. Conduce Mercedes în loc de BMW. 252 de cai, nu, Victor? Deci eu am 1.000.000 de kilometri. Și din cât e? Din 2019 sau 2020? Nu, e 2017. 2017, na, că m-am înșelat. Eu am 1.000.000 deci de kilometri. Deci nu-i facelift-ul. Așa că am... Nu. Unde trage bine. Și ce culori poți să pui la... Are foarte multe culori. Dar nu știu să spun acum, are foarte multe culori de schimbat la ele. Mă las să conduc și eu înapoi, tata. De ce nu? Bă, dar stai că mi se duce camera peste cap. Stai, mă, lasă-mă. Moale. Că iese aiurea filmarea dacă mergi așa. E, dacă vrei să mergi mai sportiv, poți să dai pe sport. Sau sport plus. Serios? Ești pe confort acum? Nu, acum e pe confort, da. E ok, serios. Iarăși nu mi-e gimbalul încărcat. Bă, dar exact când vreau să fac o filmare, n-am baterie la gimbal. Pentru tine asta e problemă veșnică. Deci când vreau să fac o filmare, exact atunci nu mai am baterie. Da. Fain, nu? Ești tu mai încet, că e merțana asta, nu-i BMW-ul. Să nu ești tare. Asta e mașina de confort, de lux, trebuie să mergi așa, să simțim confort. Așa că îi trebuie să reglez ca unul ăsta. Ce, ai dat drumul la filmare? Mm-hmm. Serios? Da. Ce faci cu mine? Aștept să chiar... O să vă distanțează puțin. Ce să distanțează? Prea aproape imagine. Așa când ai camera la cineva care nu știe. Dar nu are baterie gimbalul ăsta. Da, da, da. Ține-s. Volanul ăsta cum poți să-l tragă? Electronic? E electric? Nici nu știu. Victor, nu știi, nu? Nu pot să te ajut. E că nu cunoști nici tu mașina, nu? În totalitate nu pot nicio. Nu am de mult, am de... Acum ce intri? E, acum e Eco. Dacă dai în sus. Sport Plus. Se simte că e mai rigidă în sport. Simți mai fain, mai tare gropile, știi? Dar e mai... Volanul mai tare, mai stabilă mașina. Să mă întorc pe la turbina? Unde vrei tu? Mai bine decât partea da, asta, nu? Unde vrei tu? Ai libertate, nu te alege. O fi de moment că n-am ocazia să mă dau pe clasa de ziua. Warum hast du einen Mercedes gekauft? Gekauft? Noch nicht. Was? Das ist nicht sein Auto. Nein. Ah, es ist. Hast du dieses Auto geliehen? Ich habe kein Geld für sowas. Nein. Nein, nicht du. Ja. Ich habe ein altes E-Class gehabt, ein Auto, ein Mercedes, und deswegen habe ich den neues Modell gekauft. Also, dies ist dein Auto, ja? Ja. Es ist du, hat, du hattest eine Mercedes bevor. Ja. Ah, und du wolltest. Ein altes Modell, ja. Okay. Und ich wollte etwas Neues kaufen. Okay.
Un Max, un Mercedes. Da. Zimabilă. Cu două un confort. Se schimbă. BMW. Devine mai confortabil. Da, cred că coboară pernele sau se urcă, știi? Pe perne? Da, da, e pe perne. Și atunci când e sport, dacă ești atent să vezi că nu dai, pe sport merge și mai turată, știi? Schimbă mai târziu, știi? Exact, schimbă mai târziu. Și dacă vrei să mergi și mai sportiv, poți să mergi de acolo de pe volan, vezi? Că ai schimbătoarele alea manuale. Așa m-am avut și eu la fostul meu BMW. În pachet tot așa aveam și eu clapete pe volan. De acolo poți să mergi și mai sportiv, normal, dacă chiar vrei. Would you feel that is not costed? Jetzt weil er nicht neu ist, ist ein Gebrauchtwagen, habe ich schon wie knapp 30.000. Ah, das war nicht neu. Okay. Nee. 30.000. Oh, das ist. Was ist das? Vocal puțin mai tare acum. Victor. Ce? Vocal puțin mai tare. Dai. Da, mă, să ții camera. Eu îl țin camera, dar stai să vezi și dacă îți place filmarea care ți-am făcut-o. Da, merge? Da, de mers merge. Dar nu știu amintirile, că dar nu știu dacă îți place ce... Poate ți-e ceva mai tare în Victor, un AMG. Vezi că o calcă acum. Calco. Nein. Calco. Tu das nicht! Warum hast du ihn zu fahren gelassen? Nein! Raul, ich will nicht sterben. Nein, du bist verrückt. Mein Gott. Raul, sigur o să iese filmarea asta. Super o să fie filmarea. Partea care nu s-a văzut, știe de ce, nu? Da. Păi o să le spui tu ce ai făcut, știi? Ce zici, ca să înțeleagă de ce m-am plimbat din stânga în dreapta, adică... Să se înțeleagă de ce am fost stânga-dreapta și n-am apucat să filmez cum trebuie. Bă, merge fain, fain mașina. Nici nu știu să umblu în meniu, nu știu. Ce e foarte simplu. Tu știi să umbli cu ea? Bă, foarte complicat nu-i. Multe știu și eu să fac la ea, foarte multe am învățat și eu, dar nu-i. Mai descoperi chestiile aia, nu? Da, descoperi pe fiecare zi câte ceva, știi? Are și sistemul ăla, dacă... După ce stingem video, vreau să văd cum se aude și muzica puțin. Ok. Chiar ești curios. Are un sistem foarte bun de la Mercedes. Da, acum nu-i... E destul de ok. Stop the video. Es scheint so aus. Na, asta a fost, fraților. Mai zi o dată. Mai zic? Da, că am oprit înainte de asta. Nu, mai ce nu mai are rost, că nu, dacă nu... Să ține schid? Da, dacă poți să deschizi și la capotă să văd. Bă, o tras neașteptat de bine, sincer. Chiar trage foarte fain mașina. Calm motorul. Nu te iați șapca pe cap să-mi sprezi urechile. Asta ce-i V6. V6. 3 litri, 252 de cai. No, fraților, asta a fost filmarea cu E-clase din 2017 și 252 de cai. Ne revedem cu următorul. Următoarea mașină. Cine știe ce va fi, dar de aici mi-au rămas bun de la voi. Ciao.